Opoziția îi cheamă pe bucovineni să nu părăsească maidanele și să continue să-și apere poziția civică. Cu toate că Rada Supremă a suspendat așa-numitele legi antipopulare din 16 ianuarie, principala cerință a protestatarilor rămâne demiterea președintelui Ianucovici. Pentru a câta oară, la Cernăuța a avut loc un mitic de informare în fața sediului Consiliului Regional Ocupat. Câteva sute de bucovineni s-au pronunțat pentru continuarea acțiunilor de protest și au declarat că își vor apăra drepturile până nu vor învinge. Cernăuțenii au fost chemați să nu părăsească Maidanul până la demiterea lui Ianucovici. Doar demiterea lui Azarov nu este principala cerință a protestatarilor. Potrivit deputaților Consiliului Regional din partea opoziției, anularea legilor antidemocratice și demiterea guvernului constituie doar o mică victorie a poporului ucrainean. Principala luptă e încă înainte. Trebuie ca împreună să depunem rezistență atâta timp până ce președintele nu va demisiona. Trebuie schimbați nu numai președintele și Rada Supremă, ci și guvernul și întregul sistem de putere în Ucraina. Reprezentantul Frontului Schimbărilor, Mykola Sălăhor, afirmă că activiștii acțiunilor de protest cer autodizolvarea organizației regionale Cernăuța Partidului Regiunilor. El i-a chemat pe deputații conștienți din partea puterii să părăsească corabia care naufragiază. Opozantul a accentuat asupra importanței menținerii edificiului administrativ de către Consiliul Popular și i-a chemat pe cetățeni să-l apere. În prezent se pregătesc diferite provocări, inclusiv folosirea sportivilor. Autoritățile pot să facă aceasta. De aceea vă rog ca aici să fie multă lume pentru ca în caz de necesitate să putem opune rezistență celor ce vor încerca să-și întoarcă privilegiile. Reprezentanții Euromaidanului studențesc cer același lucru. De ce s-a revoltat tineretul? De ce a ieșit chiar din prima zi pe Maidan fără drapele de partid? Pentru că tinerii cetățeni nu se pot împăca cu fără de legile din stat. De aceea considerăm că schimbarea puterii este doar prima etapă. Următoarea etapă va fi controlul asupra noii puteri. Consiliul Popular din regiunea Cernăuți s-a adresat către ofițerii și ostașii trupelor de interne și subunităților speciale ale miliției și Serviciului de Securitate din Bucovina să nu participe la acțiunile violente împotriva protestatarilor și să treacă de partea poporului. Consiliul Orășenesc Cernăuți a adoptat bugetul pe anul 2014. Adoptarea principalului document financiar al anului a durat mai puțin de o oră. Examinarea bugetului n-a iscat divergențe între oponenții politici. Sesiunea ordinară a Consiliului Orășenesc a început la timp și fără nicio surpriză. Înainte de a trece la examinarea ordinii de zi, deputații au făcut declarații. Rișuce. Condamnăm cu fermitate violența și vărsările de sânge în timpul acțiunilor de protest de pe străzile din alte orașe ale Ucrainei, în timpul cărora au suferit și chiar și-au pierdut viața oameni nevinovați. Fracțiunea Partidului Regiunilor susține demiterea guvernului, apreciind acest pas drept un factor important al soluționării pașnice a conflictului din stat. Chemăm toate formațiunile politice, opinia publică să oprească, să recurgem la dialog și la compromis. O astfel de declarație a regionalelor, opozanții au clarificat-o drept fățărnicie, acceptând că anume Partidul Regiunilor a cauzat criza politică și confruntarea publică. Partidul Svoboda consideră că toți cei ce fac declarații de compătimire sunt fățarnici. Mă adresez către toți cei prezenți, că dacă vă mustră conștiința și dacă sunteți cu adevărat cernăuțeni și nu doriți să se verse sânge și dacă observați că sosesc autobuze cu persoane necunoscute, opriți aceasta. Făcând schimb de învinuiri reciproce, deputații au trecut la examinarea ordinii de zi. În primul rând a fost examinat bugetul orașului pe anul 2014. A fost necesară adoptarea bugetului pentru a garanta funcționarea întreprinderilor comunale, plătirea salariilor, plăților sociale. Îi îndemn pe toți să lase într-o parte ambițiile, orgoliile și să dea dovadă de seriozitate în ce privește mai ales chestiunile vitale pentru oraș. Pentru a adopta bugetul orșenesc, deputații au avut nevoie mai puțin de o oră. Au fost făcute unele modificări și au votat bugetul care prevede cheltuieli în sumă de circa 1 miliard. A fost mărită finanțarea pentru toate ramurile. Pentru învățământ vor fi direcționate 24 milioane de grivne din veniturile proprii ca să fie create condiții normale de învățământ pentru copiii noștri. În comparație cu anii precedenți, această sumă este mai mare. În domeniul medicinii, numai pentru cumpărarea unui aparat rentgen, va fi alocat 1 milion de grivne.
În fața primăriei n-a fost nicio acțiune de pichetare. Încă în ajun, opoziția a declarat că renunță la acțiunile de protest în timpul sesiunii pentru a evita unele provocări. Situația politică din Ucraina nu lasă pe nimeni indiferent și activiștii organizației regionale Nimeni în afară de noi au făcut o declarație privind poziția proprie referitoare la evenimentele din țară. Ei declară că vor apăra în primul rând poporul și pe locuitorii pașnici de intervenție străină, precum și de puterea neonestă. În lista organizației regionale a Asociației Publice Naționale Nimeni în afară de noi figurează peste 90 de persoane. Ei toți, din propria experiență, cunosc posibilele consecințe ale revoluției. Oamenii noștri știu ce înseamnă Carabahul de munte, Afganistanul, știm ce este aceasta și ce va urma mai apoi. Aceasta înseamnă blocarea conturilor. Oamenii rămân fără lucru, înflorește criminalitatea. Există oare garanție că în timpul reformelor șefuitorii nu vor prăda locuințele, nu-și vor bate joc de oameni? Suntem împotriva acestora. La masa negocierilor tindem să convingem puterea din regiune și cea centrală. Activiștii organizației mai declară că se vor opune scenariilor de aplicare a forței de oricare parte implicată în conflict. Au condamnat acțiunile tinerilor care stimulează actele de violență. Ei au declarat că în secțiile sportive ale organizației se ocupă circa 90 de tineri și nici unul dintre ei nu va participa la jocurile adulților. Suntem categoric împotrivă ca generația tânără care trebuie să crească și să învețe să participe la situații complicate. Pentru ca protestele să nu fie zadarnice, iar țara să înceapă să se dezvolte pe calea democratică, activiștii organizației insistă ca să fie înlocuiți toți funcționarii din organele puterii de toate nivelele, de la administrațiile raionale până la președintele țării. Vedeți cum funcționează sistemul judiciar? El e politizat. De aceea ne pronunțăm pentru înlocuirea totală a sistemului de administrare din stat, pe cale civilizată, europeană. Dacă cineva dintr-o parte consideră că noi, participanții la operațiunile militare, pur și simplu vom urmări pasiv ce se întâmplă, trebuie să știe că nu va fi așa. Noi vom trece la acțiuni, dar vom acționa nu împotriva poporului, ci împotriva celor ce caută să creeze haos în țară. De asemenea, activiștii au comentat articolul publicat în unul din ziarele din România, cu chemarea de a fi reunită Bucovina de Nord la țara mamă. În opinia foștilor militari, pământurile Ucrainei sunt unite și inseparabile, iar chemările la separatism trebuie să fie oprite de organele de drept. Procuratura regională Cernăuți a difuzat declarația oficială privind nelegalitatea creierii Consiliilor Populare și decizia acestora referitoare la demiterea guvernului și președintelui, dizolvarea Radei Supreme. Procurorii se referă, printre altele, la consiliile orășenești Novodnistrovsk și Hotin, consiliile raionale Vișnița, Putila și Zastavna, etc. Adjunctul procurorului regiune a declarat că, potrivit Constituției Ucrainei și legii cu privire la autoadministrarea locală în Ucraina, organele autoadministrării locale au dreptul să soluționeze în exclusivitate problemele de însemnătate doar locală. Procuratura regiunii Cernăuți a înaintat judecătorii administrative locale 8 cereri privind recunoașterea ca fiind nelegitime și suspendarea hotărârilor adoptate de organele autoadministrării locale. În afară de aceasta, au fost 6 demersuri privind interzicerea publicării hotărârilor ilegale. În consecință, judecătoria administrativă a satisfăcut 3 din aceste demersuri, precum și 6 demersuri privind interzicerea publicării și semnării hotărârilor nelegitime. Și deputații din partea Partidului de Guvernământ și deputații din partea opoziției în Consiliul Regional au inițiat săptămâna aceasta desfășurarea sesiunii extraordinare. Asupra acestui lucru a insistat și președintele Consiliului Regional și guvernatorul, accentuând de necesitatea ei pentru a fi adoptat bugetul regional, căci din cauza neadoptării bugetului au de suferit toate instanțiile bugetare din regiune. Consiliul Popular de asemenea se pronunță pentru desfășurarea sesiunii, dar a înaintat autorităților cerințe suplimentare.
În decursul a câteva zile consecutiv, s-au adunat membrii Consiliului de Coordonare, din componență cărora fac parte deputații din diferite fracțiuni. Toți sunt pentru desfășurarea sesiunii, însă piatra de încercare rămâne ordinea de zi a sesiunii. Deputații din partea puterii insistă asupra chestiunilor privind adoptarea bugetului, iar opoziția insistă ca în agenda să fie incluse și alte chestiuni. Recunoașterea legitimității Consiliului Popular în regiune, adresarea către procurorul regional să intenteze un proces penal împotriva ministrului ad interim de interne Zaharchenko, adresarea către Ministerul Justiției cu cerința de a interzice Partidul Regiunilor, exprimarea neîncrederii guvernatorului Papiev, adresarea către Parlamentul privind revenirea la forma de guvernământ parlamentar prezidențială. Desfășurarea sesiunii a fost și cerința mitingului care a avut loc vineri, la care deputatul poporului Burbac a amintit încă o dată de cerințele opoziției. Să ne spună cine va răspunde pentru ceea ce s-a întâmplat vineri, nu poporul, fiindcă ei vor ca vinovat să fie anume el. Care funcționare? Cine a dat ordine să li se interzică intrarea în acest edificiu a deputaților regionale și deputaților Radei Supreme? Ei se ascund, afirmând că există pericol pentru viața deputaților din Partidul Regiunilor, iar oamenii stau afară, la ger. Pentru dânsii nu este un pericol? La rândul său, șeful administrației regionale de stat Cernăuț, Mihailo Papiev, nu recunoaște hotărârile Consiliului Popular. Accentuează asupra ocupării nelegitime a edificiului de către participanții la miting. Totodată, guvernatorul îi cere opoziției garanție în scris pentru deputații din partea puterii pentru participarea la sesiunea Consiliului Regional. Закон передбачає. Вони збирають одну третину під. Legea prevede ca să fie adunate semnăturile minimum la o treime din numărul total al deputaților pentru inițierea desfășurării sesiunii. Sesiunea extraordinară trebuie să aibă o singură chestiune, adoptarea bugetului. Legea nu prevede examinarea altor chestiuni suplimentare, însă ca excepție, dacă ei se vor comporta civilizat, putem examina și chestiunile suplimentare. Referitor la chestiunea exprimării neîncrederii conducătorului puterii executive din Ținut, Mihailo Papiev insistă să fie respectate regulamentul și legislația, și anume, în conformitate cu legea cu privire la accesul la informație publică, se prevede oficializarea unui asemenea proiect al hotărârii cu 20 de zile înainte de ședința plenară. Ordinara încercare de a coordona data desfășurării sesiunii a avut loc în după amiaza zilei de vineri. La Colegiul Consiliului Regional au fost prezenți conducătorii tuturor fracțiunilor. Politicienii s-au străduit să ajungă la un consens în unele chestiuni ale viitoarei sesiuni extraordinare. Cei trei participanți la negocieri din partea puterii, Harabara, Ungurean și Galeț, au pătruns la ședința colegiului fără probleme. La cererea opoziției, reprezentanților Partidului Regiunilor li s-a permis să intre în biroul vicepreședintelui Consiliului Regional, Valentin Manilici. Iar acolo, la masa rotundă, au continuat discuțiile referitor la sesiunea extraordinară. Potrivit conducătorului fracțiunii Partidului Regiunilor în Consiliul Regional, Gheorghe Galeț, sesiunea trebuie convocată atunci când vor fi pregătite proiectele hotărârilor în majoritatea chestiunilor propuse în ordinea de zi. În momentul de față putem constata, pe de o parte, disponibilitatea părților de a se auzi una pe alta, însă pe de altă parte, nu au fost pregătite în termenul prevăzut 6 din 7 chestiuni. Astfel, nu putem garanta eficiența sesiunii. Asupra importanței dialogului constructiv a accentuat și tovarășul de partid al lui Galeț, Oleg Ungurean. El a afirmat că fracțiunea sa este gata să examineze majoritatea din chestiunile propuse de opoziție. Este vorba de recunoașterea legitimității Consiliului Popular și condamnarea evenimentelor sângeroase din Ucraina. Evident că regionalii nu susțin demiterea lui Ianucovici. Dar iată, în privința exprimării neîncrederei șefului administrației regionale de stat Cernăuți, deciziile fracțiunii sunt diferite. Afară de aceasta, a fost luată decizia ca deputații din partea Partidului Regiunilor să aibă posibilitatea să se decidă în mod individual în ce privește toate chestiunile care vor fi puse la vot. Vor decide separat cum să voteze. De asemenea, majoritatea în Consiliul Regional este gata să examineze posibilitatea de a oferi reprezentantului opoziției postul de vicepreședinte al Consiliului Regional. Ultimii declară că posturile nu sunt cele mai importante.
În timpul ce în fața edificiului Administrației Regionale de Stat se desfășura mitingul, participanții la Automaidanul din Cernăuți au început acțiunile lor. Vreo 15 conducători auto au format o coloană și au pornit spre Hliboca pentru a-i chema pe locuitorii din raion să susțină revoluția din toată Ucraina. Automaidanul creat la Cernăuți a început să acționeze mai activ. Prima lui acțiune a fost cursa spre Hliboca. Participarea la Vecea Bucovineană de acolo și explicarea situației din țară a scopurilor Automaidanului, care constă în susținerea acțiunilor de protest pașnice. În pofida faptului că în data de 22 ianuarie unul dintre participanții la Euromaidan a dispărut, ne-am asumat răspunderea și am început acțiunile de masă. Organizatorii afirmă că la acțiunile de protest sunt gata să participe sute de conducători auto, însă din cauza condițiilor meteorologice și din intențiile de a nu crea complicații pentru circulația rutieră, s-a format o coloană din 15 automobile. La acțiune a participat domnul Micola. Pentru el aceasta nu este prima acțiune de protest. Mai bine de două luni, întreaga țară luptă pentru viitorul său, împotriva corupției. Am participat la aceste acțiuni și am hotărât să fiu prezent și la aceasta. Participanții la Automaidanul din Cernăuți încep să acționeze. Mai multe acțiuni de protest au fost deja organizate, iar pe viitor, membrii Automaidanului vor sosi în localități fără să anunțe în prealabil. La 29 ianuarie 1918 a avut loc bătălia de la Crute. Timp de 5 ore, 400 de luptători ai Căzăcimii Libere și studenți chieveni au ținut piept armatei bolșevice de 4.000 de oameni condusă de Mihailo Muraviov. În perioada sovietică, această informație era trecută cu tăcerea, însă odată cu obținerea independenței de către Ucraina, a început comemorarea eroilor de la Crute. Și la Cernăuți a avut loc o acțiune de comemorare a memoriei eroilor de la Crute. La ora 18, la monumentul lui Taras Șevcenco, s-au adunat circa 150 de cernăuțeni, tineri și oameni maturi. În pofida gerului, au discutat situația din țară și au comemorat eroii. Câteva zeci de studenți chieveni au ținut piept armatei lui Muraviov. Este o faptă care demonstrează că spiritul național este de neînvins. Niciodată nu trebuie să cădem în genunchi. Nici Ianucovici, nici altcineva nu va pune țara în genunchi. Nu putem urmări liniștit evenimentele din Ucraina când sunt bătuți semenii noștri. Nu putem înțelege de ce se varsă sânge numai pentru a menține puterea. Activiștii cu făclii aprinse au mers spre Piața Integrării. Cu demnitate și mândrie, ei nu își ascundeau sentimentele patriotice. Mă mândresc cu națiunea noastră. Simt că întoarcem datoria celor studenți care au murit, căci și eu sunt student. Sunt mândru că sunt ucrainean. De pe Piața Integrării, participanții la miting au coborât pe strada Ivan Franco și s-au oprit în fața Administrației Regionale de Stat. Situația de la Crute din 1918 se aseamănă cu cea de astăzi, cu ceea ce se întâmplă pe strada Grușevski din Kiev, afirmă participanții la miting. Tinerii sub Crută de asemenea s-au confruntat cu gerul, înghețau, dar n-au părăsit câmpul de luptă. Au stat până la urmă. Trebuie cât mai mulți tineri de astăzi să ia exemplu de la acești eroi. Cei ce stau în prezent pe Maidan de asemenea sunt eroi. Îmi pare rău de oamenii care și-au sacrificat viața pentru idee și pentru țară, dar și de acei care nu simt sentimentul patriotismului. În fața Administrației Regionale de Stat a avut loc un mic meeting, în cadrul căruia, printr-un minut de reculegere, a fost cinstită memoria celor căzuți în 1918 și 2014. Locuitorii satului Ciornovca din raionul Nouă Sulița, pentru a ajunge din oraș la casele lor, riscau mult trecând pe lângă copaci și crengi rupte de vânt de-a lungul traseului Cernăuți-Ciornovca. Pe marginea acestui drum cresc copaci care au circa 300 de ani. Locuitorii satului Ciornovca sunt îngrijorați de faptul că din cauza vânturilor, acești copaci sau crengile lor pot fi rupte și pot cădea în drum. Acesta e unicul drum care leagă satul lor cu Cernăuțul și oamenii riscă zilnic făcând naveta spre oraș și retur. Acum, pe timp de iarnă, crengile copacilor se încarcă cu gheață și zăpadă și, rupându-se sub această greutate, pot cauza accidente, fiind un pericol pentru viața oamenilor. Doar circulația pe acest drum este foarte intensă.
Primarul a precizat că de drum răspunde întreprinderea rutieră raională și din această cauză nu pot fi alocate mijloace din bugetul local în aceste scopuri. Conducerea întreprinderii rutiere regionale a dat asigurări că drumul se află sub controlul lor și imediat după topirea zăpezii vor fi curățiți copacii de la marginea drumului. Unica problemă constă în aceea că acești copaci sunt foarte înalți. Luând în considerare faptul că organizația care deservește acest raion nu are mijloace tehnice pentru tăierea unor astfel de copaci cu diametrul de peste un metru, vom soluționa problema dată apelând la serviciul unor organizații specializate. În regiune au fost curățiți copaci în stare de avarie, care cresc pe marginea drumurilor spre Hliboca, Secureni, Vișnița, Noua Sulița, Hotin și Storojneț, precum și în orașul Zastavna.